Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că este un weekend despre relații, este un weekend liniștit, cel puțin, uite, de dimineață, sâmbătă, suntem cu toții vorbărești, suntem uh, dornici de a cunoaște oameni noi, suntem dornici de a socializa, deci chiar e un weekend liniștit. Uite, sâmbătă, pe de altă parte, uh, este și o zi în care o să ne concentrăm și pe partea de pasiune, de plăcere. Uite, avem judecata și cu marea preoteasă. Este adevărat că sâmbătă există o predispoziție spre a ne revedea cu o persoană din trecut și să avem niște discuții care să ne surprindă destul de mult. De asemenea, ziua de sâmbătă poate să fie și despre vindecare, poate să fie și despre acel moment în care ne aflăm slăbiciunea, aflăm unde este problema și găsim și soluția. Aș recomanda totuși o mai mare atenție pe vicii sâmbătă, dar și pe tentații, da? O să fie o tentație acolo mare sâmbătă de întâlnire, o să fie o tentație mare de uh, control, dar lucrurile eu zic că se se rezolvă. Pe de altă parte, uite, duminică, să știți că trecutul bate la ușă foarte bine. Chiar ziua de duminică ne pune niște situații în care am mai fost, da? Uite, însă cu turnul aici, cu împărăteasa și cu lumea, cu siguranță vom lua deciziile potrivite. Ziua de duminică vine cu foarte mari surprize, mai ales dacă discutăm de femei, de abundență. Este o zi de duminică bună să avem curajul să facem ceva pentru sufletelul nostru, poate să fie și o zi în care răbufnim și zicem gata, am muncit atât, mă odihnesc și eu puțin duminică, fac ceea ce îmi place. Pe de altă parte, vești surprinzătoare care vin uh, din partea femeilor în general, uh, poate cele figuri materne pentru noi, da? nu știu, mătușa, mama, bunica, o prietenă, cineva, o persoană importantă, dar aș zice eu că duminică lucrurile încep să se mai liniștească și Spirăm așa o gură de aer de aer proaspăt, bun, cam atât în mare parte, o să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și vă reamintesc de previziunile pentru următoarea săptămână, vă invit cu drag să le vizionați, pentru că. Of, cum să vă zic eu urmează o săptămână tare interesantă, urmează o săptămână în care se întâmplă multe, multe lucruri. Avem și solsticiul de vară, avem și uh, lună plină în capricorn, Venus schimbă zodia, mercur schimbă zodia. Uh, așa că vă invit cu drag să vedeți pe acolo cam ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. pentru că săptămâna viitoare e ca o, uh, cum să vă zic eu, e ca o ușurare. da. Respirăm ușura, spunem uh. În sfârșit, am mai scăpat și de asta, deci sunt ultimele uh, situații puțin agitate, că, după cum vedeți, suntem într-o perioadă așa de maximă confuzie, că nici nu știm ce să credem pe cine să credem, uh, e normal, e normal să fie așa, însă ni se cere să studiem, ni se cere să fim atenți pe detalii, ni se cere să analizăm lucrurile ca atare și să ne detașăm puțin, dacă nu uh, nu e ok, da. Bun. Și vă reamintesc și de previziunile pentru iunie. Abia suntem la jumătatea lunii și se mai întâmplă lucruri, să știți, până spre final. Deci vă invit cu drag dacă sunteți, dacă sunteți curioși, da și vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acolo aveți parte de citiri pentru sufletelul vostru, puteți să vedeți ce gândește, ce simte, ce face persoana din mintea voastră. Aveți și articole acolo postate, de asemenea tot acolo aveți un program de afirmații despre iubire de sine și e suficient doar să descărcați aplicația, selectați limba pe care o doriți pentru că ea este în 14 limbi și de acolo trebuie să acceptați notificările. De asta e simplu, deci cei care aveți aplicația știți deja că e simplu și e fain și primiți notificări la câteva ore cu afirmații pozitive, frumoase, care să vă ajute. Da? E foarte important, repet, să ne punem bine noi cu noi, să nu ne apuce Lilith în balanță dacă, mă rog, să fim așa dezechilibrați, că e posibil să amplifice. Da. Mai ales că o să facă și aspecte cu Jupiter și cu Pluto, deci uh, trebuie să fim pregătiți acolo să ne facem temele, cum, cum, uh, cum îi place lui Saturn să spună. Bun, hai să vedem așadar ce se întâmplă cu zodiile, da? și uh, uh, mai am uh, un anunț de făcut, și anume asistenta mea este în concediu, uh, una dintre ele cea care se ocupă de platforma Facebook în special și uh, alte platforme. Uh, e în concediu o săptămână și ceva și atunci o să vedeți că s-a cam schimbat puțin programul filmărilor și ce mai e pe acolo, eu încerc pe cât posibil să mă descurc cu ce mi-a mai rămas de făcut, dar uh, e complicat să le faci pe toate, așa că, na, da, cei care mă urmăriți pe Facebook, să știți că uh, Na, da, noi am încercat pe cât posibil să acoperim toată, toată povestea, cel puțin să acoperim da, cât este ea în, în, concediu. Fiecare om are nevoie de concediu. Nu ziceți că nu, că fără nu se poate, da? că tot e weekend. Da, deci oricum, repet, e un weekend despre relații, e un weekend în care o, so o să socializăm mult, dar este și un weekend în care mai bate așa trecutul la ușă. Începem cu berbecul. Pentru berbec este un weekend în care, uite, o să intri în contact cu mulți oameni, te vezi cu prietenii, o să vorbești mult, berbecul are chef de studiu, berbecul e foarte curios în perioada asta și, uite, mai mult decât atât, tot pentru tine poate să fie un weekend bun în care te revezi cu o fostă iubire, te revezi cu foști prieteni, foști clienți, foști colaboratori, însă, oricum ar fi, este un weekend în care berbecul iese în evidență, este foarte bine susținut unde te duci, toată lumea te aplaudă, deci eu zic că este un weekend bun pentru, pentru tine, da? Hai să vedem, dragi bărbeți, ce faceți voi? Bun, prima carte a ieșit și avem aici regele de cupe, cavalerul de spade bun uh, pentru bărbec este un weekend cu foarte mari emoții. Văd aici o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar văd și o persoană foarte hotărâtă aici, da, foarte hotărâtă pe dragoste sau poate să fie vorba despre o persoană care uh, știe foarte bine ce își dorește, da. O persoană aici care vrea să se întoarcă în viața ta sau poate tu vrei să te vezi cu persoana asta. Apoi avem pajul de spade, pajul de spade care să știi că înseamnă un weekend în care uite vrei să citești, vrei să studiezi, vrei să cunoști cât mai mulți oameni sau vrei să cunoști mai multe lucruri despre o persoană. Următorul mesaj este uh, arcana majoră puterea o legătură cu zodia leu. Este și un weekend cu pasiune pentru berbec, dar poate să fie și un weekend în care pot apărea și lupte acolo de putere cu cineva anume. Bun, în general, un weekend bun și liniștit zodia taur pentru taur este un weekend în care nu știu aveți chef de muncă aveți, n-aveți. Oricum, cam pe acolo trebuie să vă duceți și anume rutină zilnică, poate faci puncare, curățenie, te ocupi de lucruri aparent banale, banale taurul prea are chef de distracție sau, mă rog, muncă, na, ce înseamnă pentru tine muncă, că până la urmă muncă poate să însemne și să-și înveți. Taurii de asemenea pot intra în contact în acest weekend cu foști colegi sau... Um, se pot trezi puși într-o situație în care au mai fost, dacă este să discutăm de zona sănătății. Da, de zona sănătății. Este și o perioadă pentru taur în care știu, ai multă încredere în tine, vrei să faci de toate, vrei să te afirmi, vrei să fii aplaudat și cu siguranță vei reuși să ieși în evidență, cu siguranță în acest weekend tu vei reuși să faci tot ceea ce îți propui. Duminică, repet, acolo trecutul bate la ușă, pe sănătate, pe muncă, poate se repetă o situație, știu eu, din, din trecut sau taurul repetă ceva, face ceva. Ok. Dar totuși știți cum e dragi tauri muncă muncă, dar mai trebuie și o dihnă, adică cel puțin duminică nu exagerați. Doi de monede arcana majoră moartea o legătură cu zodia scorpion. Dar văd aici o situație de indecizie pentru taur, poate discutăm și despre un weekend în care. Te hotărăști să pui punct la o situație duală, la o situație complicată, împăratul, o legătură cu Zodia Berbec, dar te văd aici foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, taurii au atitudine, taurii sunt șefi, sunt lideri. Iar ultima carte este Regele de Monede. Poate să fie cartea ta, dar poate să fie și un weekend în care Taurul se concentrează mult pe planul material. Poate este bine să te și deschizi în fața unor noi idei, poate este bine să calculezi mai bine o situație. Poate ești prins aici între două lucruri, două orașe, două persoane, două activități. Foarte multă energie masculină simt aici. Deci dacă ești femeie, fie uh, este un weekend în care ești așa hotărâtă, sigură pe tine, faci o activitate masculină, fie intri în contact da, cu, uh, cu bărbați, nu știu, prieteni, vecini, fiecare cu ce știe. Dar văd o persoană aici foarte hotărâtă. Unii tauri posibil chiar să luați o hotărâre în acest weekend și să ieșiți dintr-o situație de confuzie. Zodia gemeni Dragi gemeni pentru voi este un weekend de distracție, plăcere. Gemini au chef să glumească, să se relaxeze. gemenii au chef să se simtă bine. Poate să fie și un weekend în care, uite, ai chef de drumuri, sâmbătă dimineață, fie ai chef să faci un drum lung, fie citești ceva, studiezi ceva, sau poate discuți cu o persoană care e la distanță de tine. Deci, este un weekend în care nu mai de muncă, n-ai tu chef, dar na, să facem saturn să acolo tot îți dă de treabă, dar vrea și o odihnă de la tine. De asemenea, oamenii sunt concentrați pe dragoste în acest weekend vor iubire, vor pasiune, vor să întâlnească oameni, sunt curioși și uite. Duminica ai ocazia să te revezi cu o fostă iubire, fie aflu informație despre persoana aia în mediul online. Fie azi gemeni vă întâlniți față în față pe stradă, fie vă apucă pe voi dorul, fie pe persoana respectivă o apucă dorul, iar cei care sunteți deja într-o relație de cuplu, vedeți acolo că se repetă o situație pe care ați mai trăit-o. Da? Fie cu persoana asta, a fie cu alt personaj, dar o poveste similară. În general, pentru gemeni este un weekend bun, repet, e despre creativitate, e despre copilul interior, puni gemeni poate chiar stați mai mult cu nepoții, copiii, faceți lucruri pentru sufletelul vostru, vă jucați. Da. Mai să nu fie la dublu dragi gemeni, că e complicat apoi. Da? Hai să vedem. Luna și 10 de bâte. Ok. o legătură cu zodia pești aici. Uh, gemenii sunt tare obosiți, da? sunt tare obosiți. Nu știu, fie aveți legătură cu oameni care sunt așa mai bătuți în cap, mai, uh, cum să zic eu, mai încăpățânați. Da? Uh, este vorba aici despre o confuzie pe care gemenii o au uh, legată de bani, legată de uh, stabilitatea unei persoane din jur, însă, în general, uite, poate să fie și un weekend puțin aglomerat. Ca așa cum am zis, tu ai chef de distracție și uh, toată lumea vrea câte ceva de la tine și No, e e complicat, eu te înțeleg. Șapte de monede, se pare că este un weekend în care gemenii pot umbla în economiile lor <gântu -i> pentru distracție sau poate să fie și un weekend în care uh, stai aici și analizezi foarte bine bugetul, analizezi trecutul, unii gemeni parcă vă faceți un bilanț acolo, iar ultima carte, Cavalerul de Cupe, exact ce ziceam, uite, cineva cu un buchet de flori, cineva vine către tine, poate tu te duci către cineva și, așa cum ziceam, poate e o persoană din trecutul tău șapte de cupe. Na, poate trebuie să alegeți aici și nu știți ce să faceți. Unii poate, știu eu, vă simțiți obosiți și ziceți, hai să văd câți bani mai am de cheltuială și să mă duc să mă, să mă relaxez și eu. Zodia RAC. Pentru RAC este un weekend în care aveți chef să stați acasă, să stați relaxați, cu părinții, cu familia, cu persoanele dragi vouă sau singurei acolo în căsuța voastră sau în colțul vostru. De asemenea, pentru rac, sâmbătă în prima parte a zilei, nu știu, vrei să faci de toate și mâncare și curățenie, să duci și gunoiul, să deci Racul e prins pe de toate, vrea să facă și cumpărături. Unii cine știe, poate aveți niște discuții interesante în prima parte a zilei de sâmbătă în casă și în familie. însă Racul trebuie să învețe să renunțe la ceva în acest weekend. Poate la niște lucruri vechi, fizic vorbind de prin casă sau la niște persoane. Duminică pentru rac, trecutul bate serios la ușa așa ja, cu pumnii. Dacă discutăm despre o situație din casă, din familie, poate e vorba de un părinte sau este vorba despre o persoană în general cu autoritatea asupra ta, însă eu aș spune că este un weekend în care racul până la urmă se liniștește, se relaxează. Că na, și pentru tine, cu siguranță, este o perioadă în care nu prea mai știi ce să crezi, dar uite că puțină odihnă nu ți-ar strica. Spânzuratul pentru rac și 8 de spade o legătură cu zodia pește aici, dar e un blocaj dragi, dragi dar care e mai mult în mintea voastră? Uite nebunul este vorba despre un nou început în fața căruia fie tu nu ești deschis. Fie în general acest nou început poate încă nu e atât de concret. Racul este pus pe pauză. Da și pus aici pe pauză. Te gândești în continuu la ceva, la cineva, doar că, vezi tu, multe lucruri sunt doar în mintea ta aici, și uh, următorul mesaj este șapte de cupe. Deci, ai de ales ceva. Sau ai în jurul tău o persoană care are mai multe opțiuni și nu știe ce să facă. Uh, poate ai legătură și cu cineva care își face tot felul de gânduri. Poate tu îți faci tot felul de scenarii, tot felul de idei aici. Uh. Iar ultima carte e 8 de cupe. Uite, până la urmă abandonezi, lași în urmă ceva. Poate ți-ai programat niște lucruri și renunți la ele, poate alții raci, vă dați seama că nu trebuie să mai stați să gândiți atât de mult și să acceptați lucrurile ca atare. Da? Că atunci când Dumnezeu, Universul, Divinitatea, cum vreți voi să spuneți, pune așa un zid în față, cu siguranță îl pune cu un scop, da? nu îl pune că ne vrea, că ne vrea răul. Racul simte nevoia de singurătate, de liniște. Nu știu, unii parcă trăiți așa din amintiri în acest weekend, parcă stați așa și vă amintiți ce frumos era odată, ce bine era odată. Și e bine, pe de-o parte, că puteți să faceți și pace cu trecutul în același timp. Zodia Leu. Lei, au chef de vorbă în acest weekend, comunică mult, stau cu rudele, cu prietenii, vreți să aflați tot felul de lucruri, dar uite pentru leu sâmbătă în prima parte a zilei, pui acolo de o întâlnire cu un grup mai mare de oameni, o discuție frumoasă cu rudele, cu partenerul, cu prietenii, este și un weekend bun pentru leu pe, uh, cum să zic eu, um, pe a exprima ceea ce te deranjează, deci e un moment al adevărului acolo pentru leu și duminică vezi că o rudă da, bate la ușă, este o rudă de prin trecut sau se repetă o situație în anturajul tău. Poate cu partenerul se reia o discuție interesantă, însă tot pentru leu ziua de duminică vine cu o repetiție, nu știu, repes ceva acolo. Poate înveți ceva, nu știu. Sau se reia o discuție. Da, 10 de bâte, 4 de bâte. Da, leul parcă e într-o petrecere așa continuă. Eu v-aș recomanda și vouă mai multă odihnă weekendul ăsta, da? nu exagerați așa cu petrecerile, cu rudele, cu vecinii. Pe de altă parte, văd aici o bucurie mare. Da? Te străduiești să ajungi la un concert, la un festival, undeva. Da? Parcă ești cu bagajele după tine. Doi de cupe. Uite, este cineva care ți este alături, care te susține. Leul uh, poate lua legătura cu un prieten sau cu persoana iubită. Unii puteți să cunoașteți pe cineva. Doar că, uite, apare nouă de spade. Vă cam stresați aici, vă faceți tot felul de gânduri, dar... Știți cum? Nouă de spade câteodată vine și cu niște gânduri așa pe care ni le facem și n-au nicio direcție anume. Ultima carte, 10 de spade. Mm, un sfârșit. Deci leul poate își dă seama că trebuie să facă lucruri pe cont propriu sau poate în sfârșit acceptă un, un final de drum. Da? E ceva legat de un copil, o persoană mai tânără. Leul e, e puțin supărat aici. Nu știu de ce. Dar eu zic că este un weekend bun pentru, pentru leu. Zodia Fecioară. Fecioara se simte apreciată în acest weekend, cel puțin sâmbătă de dimineață. Primește acolo cuvinte de laudă, de apreciere din partea celorlalți. Fecioara poate să facă ceva pentru propria plăcere sâmbătă de dimineață. Poate în sfârșit gătești ceva doar pentru tine și nu te mai interesează de ceilalți. Poate e cazul. Alții, nu știu, sâmbătă de dimineață spuneți gata, îmi dedic această zi mie. Weekendul ăsta e doar pentru mine și nimeni altcineva e ok tot înainte, dacă mergeți pe acest principiu. Uh, vești bune care apar pentru fecioară, nu știu, de la un părinte, de la un șef, de la o persoană importantă. Iar duminică, uh, fecioara fie primește niște bani pe care i-a așteptat de mult, fie este vorba despre uh, trecutul care bate la ușă, dar pentru tine e despre bani, e despre valoare personală, e despre cât te iubești tu, e, e, e despre cât te apreciezi tu. Da? E vorba și de asta. Da. Fecioara în perioada asta cam trebuie să înțeleagă că are un rol special și că trebuie să se valorifice în primul rând. Da? Să nu aștepte cuvinte frumoase de la ceilalți. Că uneori pot lipsi. Hai să vedem. Uite, hai că au ieșit cărți interesante. Împăratul Faetonul. Pleci undeva la drum. Da? Uh, văd o legătură cu Zodia Berbec, Zodia Rac, moarta, uite, deci e o hotărâre aici pe care cineva o ia în legătură cu o mutare, cu un drum uh, Poate să fie și un weekend în care ai parte de o victorie, de o bucurie, dar văd aici o figură paternă, adică o figură masculină Care are un rol foarte important în viața ta în acest weekend sau chiar este vorba despre hotărârea ta Patru de spade, uite, te relaxezi, te odihnești, poate acasă, poate mergi undeva să te simți bine. Fecioara este foarte mult pusă pe gânduri în acest weekend și își dorește liniște și pace. Faci un drum undeva să te relaxezi și apare 8 ăsta de spade. Acum știți cum e prea multă gândire strică, dar câteodată viața asta e și despre sentimente, nu doar despre gândire, doar despre raționament. Poate ar fi bine, dragi fecioare, să lăsați puțin. Anumite gânduri așa deoparte, dar parcă vă simțiți aici ca la închisoare. Dar e doar în mintea voastră. Eu cred că făcioara reușește să se elibereze de ceva. Sau mergi undeva dacă nu te simți cu totul în largul tău. Zodia balanță. Pentru balanță este un weekend în care sunteți în centrul atenției, chiar sâmbătă de dimineață, balanța are chef de aventură, vrea să se distreze, vrea să se simtă bine. Dacă ești într-o relație de dimineață e cu pasiune, e cu vorbe frumoase, cu discuții, planuri, călătorii, poate filme, și eu, ești, tu ești în, ești în, lumea ta în ziua de sâmbătă. Duminică, în schimb, uite, trecutul bate la ușă pentru balanță, da? Bate la ușă, nu știu, privind o responsabilitate, privind o situație anume. Vă treziți puși într-o. într-un. mă rog, într-o situație în care ați mai fost, cum s-ar spune. Balanța de asemenea are foarte multă intuiție și uite, simt eu așa că de data asta parcă încep să vezi și lucrurile mai clar, parcă de data asta încep să-ți dai seama și cam încotro ai putea să te duci. Deci, cumva, situația asta care se repetă nu-i degeaba. Nu-i degeaba, vezi că poate să uh, anunțe da. ceea ce se întâmplă și în, în următoarea perioadă. Da. Este cu adevărat și un moment așa puțin complicat pentru tine: că Venus-a ta nu e foarte fericită în cuadratura cu Neptun și în cuadratura cu Lilith. Da? Poate e ceva legat de o femeie, de plăcerile tale, poate patru de spade, patru de bâte, deci balanța vrea să se relaxeze, vrea să se simtă bine, mergi undeva la un festival, la un concert, la o petrecere. Alții pur și simplu simțiți acest weekend ca fiind o petrecere pentru suflet, apoi avem aici doi de cupe, o întâlnire cu o persoană dragăție, doi de cupe înseamnă și o relație frumoasă, poate să însemne liniște și pace într-o relație de cuplu sau într-o relație de prietenie, iar cavalerul de spadă spune că este un weekend în care balanța se poate urca direct pe motocicletă, în mașină, în autobuz, în tren și să fugă. De asemenea, cavalerul de spade este foarte hotărât, știe foarte bine ce vrea, deci cu siguranță este energia ta, că este o energie de aer. Cineva are foarte mult curaj și e vorba de tine. Deci, în urma acestei întâlniri, Balanța are foarte mult curaj. Zodia Scorpion. Scorpionii sunt retrași, sunt misterioși în acest weekend, doar că nu-i degeaba. În primul rând, sâmbătă, în prima parte a zilei, Scorpionul face investigații acolo profunde, fie la nivel energetic, fie visați ceva, fie fizic. Pe de altă parte, tot pentru Scorpion. Sâmbătă e despre a face pace cu trecutul, este despre a accepta un sfârșit, despre a accepta o eliberare. Scorpionul poate merge să-și cumpere lucruri pentru sufletul său, dar este și un weekend în care simți nevoia de izolare, de liniște. Este un weekend cu secretă pentru tine, cu intuiție. Duminică, în schimb, trecutul bate la ușă, poate. Uh, Legat de viața ta, poate trecutul bate la ușă, nu știu, privind dragostea, privind uh, viața privată, privind uh, partea și profesională, cumva scorpionul începe să resimtă un anumit lucru. Poate are legătură și cu zona medicală pentru unii, da? pentru că nu este un weekend în care aveți cea mai bună energie din uh, din lume și vedeți voi că trecutul ăsta care bate la ușă care fie ține de un secret, fie ține de niște lucruri haotice. Poate ar fi bine da, să deschideți ochii puțin mari, da? că poate anunța intrarea lui Lilith acolo. adică da, deci scorpionul trebuie să-și facă o oarecare curățenie în acest weekend. Ia uite că a sărit cardul vostru jos. Ia să vedem noi. Da, judecata regina de băte, Nu știu. Pui aici de o întâlnire, te revezi cu o prietenă. Regina de băte este o persoană foarte energică, plină de viață, pozitivă, este cea persoană care te încurajează, care ți este alături. Poate te revezi cu o prietenă. Unii, ă, parcă vă revedeți aici cu o rivală sau ă, asta pentru femei în special, dar în alte cazuri parcă ți se face doar de un vechi mod de a te distra. Lumea reprezintă o închidere karmică, o eliberare pentru tine. Deci este o bucurie mare pentru scorpion. Apoi avem doi de spade și regele de monede. Este o persoană aici care rămâne fără cuvinte. Poate este vorba despre o persoană încăpățânată sau cineva care e foarte tradiționalist, e foarte uh, închegat acolo în propriile convingeri, este o persoană care nu prea vorbește, ăsta mai mult face. E o persoană stabilă pe care te poți baza, doar că e mai învechită în, uh, în gândire. De asemenea, poate să fie și un weekend în care Parcă nu vrei să vezi ceva. No. foarte mult curaj pentru scorpion. Un weekend în care pregătiți voi ceva acolo. Zodia săgetător pentru tine tu în acest weekend te vezi cu prietenii uite de sâmbătă. Toată lumea te caută, toată lumea vrea să intre în contact cu tine, săgetătorul nu vrea să stea în casă, vrea să se înconjoare de oameni în acest weekend. Unii poate aveți o nuntă sau un botez, o rogodnă, un eveniment important, iar pentru alți săgetători cu siguranță poate să fie și uh, o zi de sâmbătă în care sunteți prinsi acolo pe studiu, nu știu, studiați ceva, analizați ceva. Duminică, în schimb, te revezi cum fost prieten sau trecutul ăsta bate la ușă privind un proiect privind zona de online privind planurile tale de viitor asupra cărora poate e bine să să revii săgetătorul poate are mai multe oportunități în perioada asta și nu prea știe încotro să ducă și prietenii și relații de altă natură. Deci este o perioadă foarte bună pentru tine să Știi cum să trăiești momentul și să mai lași puțin viitorul ăsta, că oricum nu-i sigur, nimic nu-i sigur pe lumea asta. De multe ori norocul ne-l mai facem și cu, mâna, și cu mâna noastră. Cam așa și pentru tine. Da? Hai să vedem, dragi săgetători, ce spune și tarotul pentru voi. Ia să vedem noi. Uite. Alții pur și simplu vă revedeți cu prieteni, Doi de monede, faietonul. Deci ești prins aici între două drumuri, două orașe, o legătură văd cu Zodia Rac, dar cu siguranță săgetătorul este pus într-o situație în care trebuie să ia o decizie. Poate e cineva în jurul tău care nu e foarte stabil, nu e foarte sigur pe el și atunci trebuie să vadă ce face. Um, un drum important pe care îl faci, dar și o victorie. Marele preot, o legătură cu Zodia Taur, dar fie este un weekend în care trebuie să o faci pe profesorul, pe mentorul, pentru un prieten sau pentru un grup de oameni, fie săgetătorul în acest weekend este foarte credincios, e foarte sigur pe el. Este un weekend în care te concentrezi foarte mult pe valorile tale, pe credința ta, roata destinului. Aici ceva se schimbă, ceva se mișcă într-o direcție. Roata destinului să știi că înseamnă și un moment în care. Ești foarte norocos ești foarte sigur pe tine. Un eveniment aici neprevăzut. Da, unii vă îndrăgostiți în acest weekend, știu eu. Da, poate să apară un fel de iubire din asta karmică, dar aici eu nu mă bag că e și cu bune și cu mai puțin bune. Da? Depinde de fiecare, prin ce situații vă aflați. Dar, oricum ar fi, eu zic că voi aici aveți un noroc foarte mare de la o persoană un curs ceva la care mergeți. Zodia Capricorn. Pentru tine să știi că este un weekend în care ieși în evidență, orice îți propui îți ies lucrurile. Chiar sâmbătă de dimineață Capricorn zice hai să mai lucrezi ceva, hai să mai fac ceva, poate mergi la cumpărături. Uite, dacă mergi la cumpărături ai șanse să prinzi reduceri, ai șanse să fii apreciat tot pentru Capricorn poate să fie o dimineață de sâmbătă în care vreți să faceți de toate și mâncare și curățenie, aveți și de muncă, aveți și de rezolva probleme personale, dar reușiți să rezolvă povestea. Și bineînțeles că duminică trecutul bate la ușă privind relația cu partenerul, relația cu un părinte sau relația cu o persoană importantă din viața ta. Unii capricorni vă treziți iar cu o responsabilitate în brațe, Na, de ceva timp tot vine tot vine. Și eu zic că soluțiile se găsesc, se găsesc pentru Capricorn, doar că așa cum am zis, trebuie să fiți puțin toleranți și să vă deschideți și în fața unor noi idei, în fața unor noi lucruri. Ce să facem? Totul se schimbă în lumea asta, nimic nu rămâne pentru totdeauna și... Da. Patru de monede lumea. Tu te eliberezi aici de ceva. Și foarte sigur pe tine mai văd, uite, o bucurie mare legată de un examen, legată de o persoană mai tânără. Unii poate aveți parte de o bucurie de undeva de la drum lung, poate în străinătate sau um, se hotărăște aici ceva foarte important. în Îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, deci poate să fie și un weekend cu dragoste pentru Capricorn. Um, de asemenea, tot acest weekend este despre um, și despre a fi sigur, nu știu, Capricornul parcă în acest weekend zice gata, am găsit persoana potrivită, am găsit soluția potrivită. Ultima carte, doi de spade și uite parcă sunteți legați la ochi, vedeți că sunteți și în săptămâna oarbă în perioada asta, dar na, eu nu mă bag, fiecare cum, cum știe povestea. Trăiți că e frumos. Pe de altă parte, este o întâlnire aici în care nu există Cuvinte. Unii parcă nu vreți să vedeți ceva legat de dragoste, legat de partenerul vostru. Parcă întâlniți pe cineva, dar sunteți blocați, da? Sau vă simțiți așa blocați. Unii poate trebuie să acceptați un sfârșit a unei situații. Zodia vărsător. Vărsătorul are chef de plimbări în acest weekend, poate studiezi ceva la nivel înalt, mai înveți ceva pe planul spiritual, faci drumuri lungi, vărsătorul e pe post de profesor mentor, doar că vezi tu, trebuie să vezi și cu practica cum stai. Uite, sâmbătă în prima parte a zilei, vărsătorul se poate trezi și să zică, uite, gata, weekendul ăsta mă duc acolo pentru că așa simt undeva la drum lung, alții poate vreți să faceți lucruri ieșite din comun, vreți să vă întâlniți cu partenerul, poate unii aveți curajul la cum și îi scrieți unei persoane, azi vărsători. Sâmbătă, în prima parte a zilei, reușiți să rezolvați ceva legat de o călătorie îndepărtată, rezolvați ceva legat de acte, poate mai și învățați ceva de dimineață. Însă, e de bine. Da, în general, e un weekend liniștit pentru voi, doar că Duminică și pentru voi trecutul bate la ușă, dacă discutăm de zona examenelor, dacă discutăm de uh, străinătate, drumuri lungi, acte, uh, partea spirituală, posibil vărsătorul, nu știu, să poate să mai vine o idee legată de muncă sau legată de sănătate. Deci să mai vineți o idee, să o mai afli informații, doar că vezi că trebuie să o pui și în practică. Asta e secretul. Da? Să vezi bun am atâtea uh, opțiuni, dar hai să văd să o verific practic să văd despre ce vorba da uh, nu știu unii poate vă, vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost. Hu ce faceți aici 5 de bâte temperanța, deci cineva vrea pace liniște o legătură cu un săgetător văd păi, o situație agitată e ceva ce e pe sfârșit da doar că încă mai e agitația aia, știți cum e, mai arde puțin focul acolo. Temperanța vorbește despre o revedere, despre o împăcare, dar și despre un moment de vindecare. Cavalerul de monede, eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară. Este posibil ca în acest weekend să simți nevoia să stai și singur, să te gândești la sufletul tău, să faci lucruri pentru inima ta, unii vă văd așa, nu știu, un loc izolat, zona rurală sau simțiți nevoia să stați puțin voi cu voi. În călătoria asta uite, puteți să întâlniți o persoană care să vă schimbe viața prin vorbele pe care le spune sau prin gesturile pe care le face sau prin exemplul pe care vi-l dă, pentru că avem eremitul și cu turnul da. Poate este un moment în care vărsătorul mai explodează și zice, dar lasă-mă și pe mine să stau aici, să meditez, să citesc, să mă uit în stele, să fac ce vreau eu. Da? Este o persoană mai izolată aici care îți poate face o surpriză, poate este o persoană mai matură sau o persoană cu o experiență de viață care, așa cum am zis, îți poate face o surpriză destul de mare. Zodia pești. Peștii, în acest weekend, vor să facă de toate. Sunt prinsi și pe cumpărături, și pe partea de pasiune. Mai discutați acolo și despre o moștenire, și despre o împărțire de bunuri. Parcă aveți și emoții pentru ceva anume. Însă, uite, sâmbătă, în prima parte a zilei, peștii își pot învinge o teamă. Poate este o teamă de trecut, poate este vorba despre o teamă privind mărirea familiei, privind o discuție de genul: dar nu te măriți, dar nu te însori. Pentru unii, cine știe, în discuții acolo serioase, da, privind o casă, privind niște bani, poate are legătură și cu niște cheltuieli care prin casă mai trebuie și împărțite. Însă alți pești, nu știu, poate aveți momente pasionale, interesante, aveți discuții frumoase. Dar, uite, duminică trecutul bate la ușă și pentru tine, fie privind o cheltuială. A, și apropo, vezi că e un weekend în care primești bani, dar, da, și, da, mă rog, dar și dai la rândul tău. Da. Repet, nu-ți imagina acum că pierzi bani din buzunar pe stradă. Nu, nu știu, te duci să-ți cumperi ceva pentru tine, a venit factura și chestii de genul. Da? Cumpărături poate banale, pe care nu trebuie să le facem, că v-am mai zis, momentan trăim prin spațiu fizic, nu suntem pe norișor și mai avem nevoie și de mâncare și de alte lucruri. Așa cum ziceam duminică, trecutul bate la ușă pentru voi. Pe o cheltuială, pe o discuție acolo legată și de bani și de valorile pe care le primiți, eu axa valorilor acolo care se activează, însă vedeți voi, poate salvarea vine și de prin trecut și anume trebuie să analizați așa să vedeți cam ce s-a întâmplat acum ceva timp ca să nu mai repetați poveste. Da? Și peștii trebuie să accepte un sfârșit în acest weekend, trebuie să, trebuie să accepte că ceva s-a închis, o etapă, o poveste, o relație. Ceva șase de monede asu de bâte pești pot face cumpărături pentru sufletelul lor în acest weekend. Vedeți că există și o predispoziție de genul sâmbătă dimineață să vă treziți, vă beți cafeaua sau ceaiul ce faceți voi și să ziceți gata, de mult timp am vrut chestia aia, uite acum mă duc să mă cumpăr Vedeți puțin pe cumpărături, da? adică nu cheltuiți toți banii din poșetă. Pe de altă parte, pești, uite, sunt foarte entuziasmați de un cadou sau vor să facă un cadou cuiva. Da? Ai văzut ceva și zici gata, e al meu. 6 de bâte, o victorie, o bucurie pentru pești. Deci, dacă vrei să ieși la cumpărături, e un weekend bun că o să găsești ce vrei, doar atât să fii atent să nu cumperi tot magazinul. Dar aici eu nu mă bag, fiecare știe bugetul, fiecare știe cât își permite și cum își permite. Da? Ideea e că e de bine. Poate să fie și un weekend pasional pentru pești, da? poate să apară cineva, să pot întâmpla lucruri frumoase. Regele de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu să săgetător, dar peștii pot fi dispuși să încerce lucruri noi în acest weekend, Parcă nu știu, îți vine o idee, te duci undeva, îți ies lucrurile și acolo apare și regele de băte care te aplaudă. Uite, este o persoană pasională, așa, puternică, bună. Poate ai un, un personaj prin jurul tău care seamănă. E cineva care face sport, e activ, e energic, e glumeț, e plin de viață. Poate este un prieten, partenerul, un vecin, cineva din jurul tău. Și un rege de monede, regele ăsta de monede cam suferă, nu știu, nu știu ce face aici. Nă, pești, știi ce să zic, pot avea și un weekend pasional, acum. Na, ce să vă zic, un weekend plăcut, dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Și ce să vă zic, să ne revedem cu bine și data viitoare, eu vă doresc un weekend cât mai plăcut, vă reamintesc de previziunile pentru următoarea săptămână dacă sunteți curioși, vă reamintesc și de previziunile pentru iunie, că încă sunt valabile și abia suntem la jumătatea lunii și se mai întâmplă multe lucruri până la final de iunie. Vă reamintesc și de aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo dacă sunteți curioși și ce să vă mai zic, să ne revedem cu bine și data viitoare.